Deja vă cuplășesc emoțiile. Deci avem o surpriză specială pentru dumneavoastră. Și o să încep cu amânarea acestui pachet frumos de crizanteme pentru dumneavoastră. Așa. O tortă. Știm. O să o punem așa de măsuță, eu cred. Da, așa. Aici e un parfum pentru dumneavoastră. Și un coș special pentru Dani, așa, într-un stil mai feminin. Care conține tot cele ce iubești o doamnă, da. Un certificat cadou din partea companiei la salonul de unghii și estetică Ambrăvita. Știm? Și iată și mesajul de felicitare, care cu permisiunea dumneavoastră eu o să-i dau citit. Da. Dragă mamă, în această zi specială îți urăm multă sănătate și te bucuri de toți cei ce te înconjoară. Poate că pentru lume tu ești numai o persoană, dar pentru noi tu ești întreaga lume. De ziua ta ne oferă prilejul potrivit pentru a-ți spune cât de mult însemni pentru noi. Permiteți să-ți mulțumim pentru tot ceea ce am învățat de la tine. Tu ești cea care ne iubești fără a cere nimic în schimb. Tu ești cea care ne oferă sprijin și încurajări când avem nevoie. Tu ești mereu alături de noi, chiar dacă noi suntem departe. Îți dorim ca aceste zile de primăvară și răsăritul soarelui să-ți aducă peste zi împlinirea viselor, alături de tot ceea ce poate fi mai pur, mai sincer, mai curat. Te iubim la infinit, mămica noastră, și îți dorim un sincer la mulți ani. Mulțumim foarte frumos! Să trăiți mulți ani împreună! În primul rând, mulțumim dumneavoastră că existați ca companie și satisfaceți plăcerile tuturor. În al doilea rând, în această zi frumoasă, 21 mai, cu 58 de ani în urmă, am apărut și eu pe lume. Mi-a dat mama viață, am făcut ochișori. Dumnezeu să o odihnească pe maica mea scumpă, fiindcă cum sunt eu, așa a fost și mama mea, cum îmi adresează copiii cuvinte frumoase de alinare, de încurajare, așa i-am adresat și eu mamei. Din fericire, tatăl încă este în viață, îi dorim mulți ani înainte, cât o să aibă Domnul. Și, nu în ultimul rând, mulțumesc foarte mult copiilor, mă închin până la pământ, că am așa băieți, trei feciori, trei bravi copii care au știut să înțeleagă viața. I-am pregătit în primul rând, i-am pregătit de viață când au ieșit din ogradă, au știut ce vor de la viață. Niciodată nu ne-au întors cuvântul, sunt niște copii frați, prietenoși, nu i-am văzut să se certe și, într-adevăr, ne bucurăm de ei, toate că sunt la distanță, dar niciodată nu ne-am gândit că au să ne lese în grele clipe. Ei sunt gata oricând, oriunde, ca să ne ajute, să ne dăi în bolt de viață și așa mai departe. Mulțumim feciorului mai mare, Octavian, Nora Lina și nepoțica bombonica Esmeralda și ceilalți feciori, Ionel, mijlociul și cel mai mic Valentin, care este numele meu, fiindcă Dumnezeu mi-a dat 4 copii. De ce spun 4? Nu pot ca să nu-l pomenesc pe fiul cel mai mare din ei, Igoraș, care a decedat la vârsta de 15 ani. Și de aceea că sunt mamă a 4 copii. Dumnezeu nu mi-a dat fată, însă avem o nepoțică, Esmeralda, și mă bucur. Poate unii au fete și n-au așa bucurie cum am eu de la băieți. Domnul să-i păzească, să-i aibă în pază și să se împlinească tot ceea ce vor de la viață. Asta e. Corect. Mulți ani vouă împreună alături de soț, alături de tatăl dumneavoastră și să vă mândriți în nenumărate rânduri de copii, nepoți, de toată generația care ați lăsat în urmă. Cursându-mă de această ocazie, dați-mi voi și mie să felicit scumpa mea soție cu împlinirea anilor. Se doresc în primul rând multă sănătate, că e necesară la moment multă răbdare,
să nu-i lipsească zâmbetul de pe obraj niciodată și mulți ani, dragă și scumpă noastră soție, scumpă noastră măgeată și un mic sărut de la... livrareflori.md. Gestul contează.